Și bineînțeles, salutare, dragi colegi de izolare, sau vorba poetului, salutare, salutare, dragi colegi de izolare. Mă aflu iarăși pe Facebook să vă spun și eu ce apuc, până nu vine iarăși vântul să apuc să-mi zic cuvântul. Chiar mai sunteți? Nu v-a zburat vântul? Așa vânt, mă, cod portocaliu de vânt. Că din cauza vântului au mai zburat 3% din PIB. Nu știu unde au zburat, nici domnul Câțu nu știe. Din cauza vântului, Harghita și Covasna erau să fie luate pe sus și duse până în Michelechi. Un pic dacă bătea mai tare vântul. Din cauza vântului, doi deputați din PSD au aterizat în pro-România. Mă, pro-România are aproape 9% în sondaje. De unde și până unde? Condus de Ponta și Bănițoiu, artizanii distrugerii. Mă, mai au tupeu să apară, mai au. Că lumea se uită la noi, ăștia, Oamenii simpli. la noi se uită. Și ce ne au era să se uite pe conținuturile video, la dispoziția Ministerului Culturii, care, din câte știu eu, că e de dreapta. A vrut să monitorizeze până și conținutul video. Au vreme, eu mă bucurau. Mă bucuram dacă se uitau la noi, că mai aflau cât e ceva din discuția noastră cu un pic de miez. Ne mai trebuie nouă cultură să se desființeze Ministerul Culturii. Cine-i în fruntea lui? Un anumit domn Gheorghiu. Ce-a făcut el măreț până acum? A înființat stația OTV Suceava, pe vremuri. Mai are rost să zicem ceva? Să se desființeze Ministerul Culturii și Ministrul Culturii să meargă să-l ajute pe fostului șef Dan Diaconescu direct la cumpărături. Că l-am văzut într-un material foto-video pe domnul Dan Diaconescu, era la cumpărături, tătătăt alb pe cap, fără mască, fără mânuși, fără dinți. Și-a luat bere Corona. Nu-i mă, că are gusturi șoricelul fără dinte. Are gusturi. Dacă mai ținea un pic OTV-ul, Dan Diaconescu scotea pe piață berea Elodia. Nu râdeți, nu râdeți că era o bere bună, o bere rece, dar se găsea foarte greu. Foarte greu se găsea, poate Lazarus avea idee pe unde e berea asta, Elodia. Sau să pună în fruntea Ministerului Culturii pe unul care e acum în trending pe YouTube. Nu? Am zis bine trending. Vorbesc și eu engleza ca ministrul sănătății Nelu Tătaru. L-ați auzit-o? Făcut o intervenție pentru Parlamentul European în engleză, pe cuvântul meu, parcă e Peter Sellers în petrecerea, ăla cu Birdie Nam Nam. Măi, nici prea multă școală și prea multă minte nu-i bună. Că țin minte, la un moment dat, într-o parohie lângă Cluj, o mers popă un absolvent de teologie, tobă de carte. S-a dus acolo și în prima predică la enoriaș le-a zis, zice, dragii mei, să știți că eu sunt doctor în teologie. A doua zi, o delegație de săteni era la poarta mitropolitului Bartolomeu. Și au zis așa, înaltule, noi doctor avem în comun, avem doctor la dispensar, un popă bun ne-ar trebui. Așa că, vorba lui unchiu Beni, unde e minte multă și prostie cu carul. Merge mintea la băiatul, ca să parafrazez pe cineva. Păi nu? Ați văzut cine e în trending pe YouTube acum, cel puțin la muzică? Pe locul 1, Raffaello cu Vulpița. Ne-am îndrăgostit, Lulia. Pe locul 2, Jador cu ceva piesă. Pe locul 3, Carmen de la Sălcioa. Să-l punem pe Jador, ministrul la cultură, pe Vulpița și pe Carmen de la Sălcioa, ajutoare de ministru de cultură. Ai de capul meu. Păi n-ați văzut în București? N-ați văzut în București pe o stradă, pe la 8 seara, 8 jumate seara, 15 minute au pus Brahms. Imediat telefon la poliție, poliția a venit, ia certat, le-a spus, zice, bă, dar nu suntem în Italia și cu asemenea atitudine nu-mi fi niciodată. Și nu i-a amendat. Dacă era o paranghelie, ceva botez între blocuri, ceva nuntă, tarala, tarala, să cânte manelele pentru toate fetele, nu s-a apropiat poliția de frică. Da, așa s-a apropiat și n-a dat amenzi, că ați văzut? Curtea Constituțională a decis că amenzile date în perioada ordonanței militare nu sunt valabile. Atâta s-au strofocat polițiștii și-au dat la amenzi. Zicea domnul Vela, 120 de milioane de euro, toți merg la spitale. Nu, no, din pagubă nu poți să faci câștig. Da? Vulpița, locul 1 pe YouTube. Vulpița, mă. Păi e normal că mari compozitori nu mai compun, da? Cum ar fi o clipă, da? Horia Moculescu, da? Care a fost și el suspect de corona, dar până la urmă o clipă, da? Testele au fost negative. Și Mihai Trăistariu n-are ce cânta dacă nu-s compozitori. Mihai Trăistariu.
Pune poze pe un site de ăsta de ochea pentru adulți, 5 euro să-i vezi o poză de-a lui. În pielea goală, în traista goală cum ar veni, dar nu chiar, că l-am văzut și eu așa într-o poză blurată, preluată de nu știu ce publicație, nu-i chiar în pielea goală. Are și ciorăpei albi, ca mirii la nunțile din anii 90. Asta e situația cu muzica și cu cultura în general. Breaking news, scandal la spitalul de infecțioase din Cluj-Napoca. Au intervenit jandarmii. Romii veniți din Deș infectați cu coronavirus au început să facă scandal. Au distrus mobilierul. De ce? Pentru că doreau să stea câte o familie într-un salon. Știți că să stai acum, să, câte doi stau într-un salon pentru, da. Ei au vrut să stea câte o familie. 6, 8, 10. Bravo lor. Bravo lor, ăștia-s familii și conviși. Ăștia-s iubesc familia, domnule, ăștia iubesc familia. Eu îi lăsam câte 6, 10, 20 într-un salon, să stea acolo, să plângă după caii pe care nu i-au putut aduce în spital și să tragă un chevlaceaun în mijlocul spitalului, că poate din fiertura aia se găsește ceva antidot la coronavirus. Nu mai stau, nu vă mai rețin. Și astăzi, până la 8 seara, cod portocaliu de vânt. Nu de Sorin Ovidiu vânt, de vânt. Așa că acum e bine că stăm în casă. Dar aveți grijă să nu vă ia zborul. Și mâine să nu vă mai găsesc aici, pe Facebook și pe YouTube. V-am salutat, dragi colegi de izolare. Că-i vânt, că-i ploaie, Nicu Bendea vă stă la dispoziție. O zi frumoasă!